Muzeul de Artă din Roman, care ne-a obișnuit în ultimul timp cu o diversitate și complexitate de activități culturale, a fost vineri 17 iunie gazda unui proiect cu totul și cu totul deosebit, legat de personalitatea copleșitoare a dirijorului Sergiu Celibidache, născut la Roman în casa vornicului Done. Manifestarea s-a derulat pe parcursul a 3 ore și a constat în vernisarea de către profesorul Gheorghe M. Ciobanu a expoziției personale a artistei Dana Șoiman, care a realizat tablouri după fotografii reprezentându-l pe marele dirijor Sergiu Celibidache în ipostaze cunoscute sau mai puțin cunoscute. Conducerea Muzeului de Artă din Roman, care a venit în întâmpinarea pictoriței Dana Șoiman, a privit la început cu scepticism proiectul care i s-a părut irealizabil. Este o expoziție dedicată unei personalități, nu doar la mașcane, nu a României, ci a lumii. Este vorba despre marele Sergiu Mihail Celibidache. Artista care astăzi ne provoacă a pășit acum mai puțin de un an jumătate în Muzeul de Artă din Roma. Avea o anumită timiditate. Inițial am zis, hai să încercăm să vedem, drept pentru care lucrările cu care artista a participat la salonele noastre, la anualele noastre, ne-a surprins și a fost altceva. A mers mai departe. A avut curaj și ambiție, iar la începutul acestui an a venit cu un proiect inedit. Un proiect care, pentru început, la prima vedere, pentru mine a fost un pic nerealizabil, spuneam eu. Dar ambiția tinerei artiste, mai ales talentul și pasiunea și dragostea pentru artă și muzică, vernisarea expoziției a fost realizată de profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu, care, în stilul ei caracteristic, a subliniat valoarea deosebită a tablourilor care reușesc să redea în culoare caracterul marelui dirijor Sergiu Celibidache și atmosfera în care acesta a trăit. A devenit sunet și lumină. A devenit sunet pentru sensibilitatea trăirilor sufletești și lumină pentru frumosul plastic. Și pentru că sunet și lumină în expresia lor formează un binom și prezența autoarei noastre a expoziției de astăzi cu numele Sadovenian, care ne aduce aminte de romanele lui Sadoveanu, și dumneie a venit la fel într-o simbioză minunată între muzică și culoare. Interesant a fost în partea proiectului care a prezentat viața lui Sergiu Celibidache în toate ipostazele acesteia ca pianist, dirijor, profesor, expunere realizată de profesorul dr. Ovidiu Trifan de la Școala de Arte din Roman. Dacă dezavoa să fie comemorat, să fie sărbătorit în public, a acordat foarte, foarte rar interviuri cu multă reținere și nu ținea cont absolut nici de elogii și nici de critici. Singura apreciere pe care și-a dorit-o întotdeauna, suprema satisfacție, era confirmarea faptului că spunea adevărul, în sensul că ceea ce a făcut, așa trebuia făcut și nu altfel. El spunea, dacă vii după concert și îmi spui, maestre, așa este, pentru mine înseamnă că m-ai scos de lângă căldura insuportabilă a iadului. Muzicologul Viorel Cosma spunea despre Celibidache că a fost omul cel mai bogat în care s-a dat cu pietre. Era ca acel pom plin de fructe în care au dat cu pietre și săraci cu duhul și bogați cu carul, dar din păcate și colegi de breaslă, critici muzicali, ziarici. În colaborarea cu Școala de Artă Sergiu Celibidache, care împlinește în curând 6 decenii de existență artistică, a fost organizat și un mini-concert instrumental susținut de către cei mai buni elevi ai Școlii de Muzică din Roman, ce poartă numele Marelui Muzician. Toți elevii care au evoluat la pian, trompetă, țambal sau flaut sunt deținătorii unui palmares impresionant de premii obținute la olimpiade sau diverse concursuri de muzică instrumentală clasică. Școala de Artă Sergiu Celibidache, numele actual are ca vârstă aproape 6 decenii. Mă bucur să văd între noi aici doi dintre primii profesori ai școlii noastre, deci domnul profesor Ciobanu și doamna Cecilia Falk, care sunt printre primii profesori de la înființare din 1958. Școala purta numele de Școala de Muzică și Arte Plastice din Roman. Iată că sunt aproape 6 decenii
de pe bancile acestei școli au ieșit mii de elevi, dintre care cred cu siguranță că sunt câteva sute care au îmbrățișat cariera muzicală. În puține cuvinte, pictorița Dana Șoiman a mulțumit celor care au făcut posibil demersul său artistic de o așa mare complexitate. Expoziția este deschisă zilnic, de marți până duminică, întregul sezon estival, putând fi vizitată de romașcani și turiști în trecere prin Urbea Mușatină. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult. Așa. Din ceea ce am pictat și citate în care le-am scris despre Celibidache, atât am reușit să trag o concluzie, că am găsit cheia spre o altă dimensiune a muzicii. Și cam atât o să spun despre el. Veți descoperi singuri din lucrările care le-am pe simezele muzeului de romani.